Echipa de handbal juniori a Clubului Sportiv Școlar Lugoj va juca săptămâna viitoare în deplasare cu SCM Timișoara, partida fiind programată pentru 10 martie, în cadrul etapei a 16 -a din Seria G. În clasament, gruparea de pe Timișe se află pe poziția a 5 -a. Hambaliștii juniori ai Clubului Lugojan au obținut rezultate notabile și în precedentele etape. Sâmbătă 24 februarie, într-un meci de zile mari, echipa juniorilor 3, pregătită de profesorul Adrian Rădoi, a surclasat în cadrul etapei a 14 -a în sala sporturilor la Vinea Miloș din Lugoj, pe Unirea S. Nicolae Mare, cu o diferență de 9 goluri. Lugogenii s-au impus cu 34 la 25. De asemenea, juniorii mari, pregătiți de profesorul Nicu Băban, au învins tot sâmbătă, la Sibiu, echipa similară a clubului sportiv școlar din localitate, cu 34 la 33. Cu această victorie, sportivii Lugojeni s-au apropiat la 3 puncte de echipele de pe locul 34, Banatul Timișoara și LPS Liceul Militar Mihai Viteazul din Alba Iulia.